confesională, pe trezii confesii, și așa au zis că te-ai confesit salut și atunci mă gândeam ce ai spus mai încolo. Așa o să facem, dar vreau să vă salut, vreau să vă zic, bine ați venit din vacanță, bine ați venit la Chelinești, vă doresc un an bun școlar, care îl începem acum și la tine, să vă doresc mult sănătate, succese și în ultimul rând vreau să vă mulțumesc și ce faceți pentru educația în rândul Chelinești. Conferința de azi, în general, anul 2014 a fost un an foarte, cu evenimente foarte importante și știți totodată pentru Republica Moldova. Important sunt că s-a deplinit un vis adus a tuturor, fiindcă majoritatea cetățenilor din Republica Moldova, dar și mare majoritate de rând în acelea din 2010, dar a dat prioritate Partidului Orientare Democrată, cei care mi-au promis că o să duc Republica Moldova în European. Și vreau astăzi să spun că ești obținut de cuvânt. Cei ce le-am realizat noi lor, a fost parafat apoi semnat contractul de asociere cu European. Vizele au fost ridicate pentru cetățenii moldovi pentru călătorii în European. Dar cel mai important, în Moldova, în ultimii anul 2013-2014, cu adevărat, a demarat reformele. Și ele dau careva rezultate. Inclusiv pe educație. Atâta ani noi, eu îți vorbesc că răzmăiesc ce a fost și cum este, dar oricum se simte deja reformul dau rezultat. În Republica Moldova s-a înțeles în sfârșit că educația trebuie să fie o prioritate a statului, că de asta depinde foarte mult viitorul țării și cel mai important s-a înțeles că trebuie învățat. Dragii mei, este multă calitate. Și asta pe inima bucură, pentru că, într-adevăr, dacă vrem să avem un viitor, să lăsăm copilul nostru un viitor decent, trebuie să începem de la educație. Că altfel, cum zic în timpul de voi, să nu suntem lasă din copiii noștri și ne poți să-i să facă pe lucru. Deci eu doresc ca să conferința de astăzi să ne ducem aici cu, să ne noim cu multe lucruri, și la tine trebuie să venim cu alte atitudini, cu alte abordare și cu alte cu o calitate mai mare a lucrurilor nostru. Asta vă zic și încă o dată vă zic bun venit la conferința de astăzi. Să spun la scântală rezistență domnul viceministru Ion Brăș. Adoptarea codului educației, reforma examenilor de bacalaureat,
renovarea și dotarea școlilor și grădinițelor, conceptualizarea inspectoratului școlar, inițierea procesului de regândire și de revizuire a curriculumului. Sunt realizări majore ale anului 2014. Inițiate, de fapt, încă în 2012 și asupra cărora urmează să ne concentrăm puterile și eforturile în perioada următoare. Trebuie să menționăm de aceste reforme complexe au beneficiat de sprijinul comunității și de susținere politică. Cu toții cunoaștem cât de mult a durat, care au fost peregrinările și drumul foarte spinos al codului educației. Cât pe ce s-a întâlnit 10 ani, că tot îl plăbăteam și prezentam în Parlament de iar, se întorceam apoi și tot așa. Păi, a dat Dumnezeu, a fost voință politică și trebuie să menționăm lucrul ăsta franc, ca, în sfârșit, legiuitorii noștri să adopte codul educației. Aici, fiind în start, să spulber unele speculații care nu au întârziat apărea, de obicei, minciunile apar ca și nou, din păcate. Precum că codul educației a fost întors înapoi în Parlament. Deci el n-a fost întors înapoi în Parlament, el încă n-a apucat să iasă din Parlament. Și asemenea, documente comprehensive care au sute de articole trebuie să fie redactate foarte bine. Și ca să nu se strecoare cu firul unii nu trebuie, noi mai am avut experiență de aceasta. Și ca să arăt bine, pentru că este un document de bibliotecă pe care trebuie să mă duc și numele dumneavoastră în anii care urmează. Spuneam că este o dovadă a voinței politice și, într-adevăr, nu a fost ușor, pentru că, o să spunem așa cum este, partidul pe care avem onoarea să-l reprezentăm, noi cel puțin conducerea Ministerului, a dat dovadă de curaj și a rezistat dezbaterilor în cadrul coaliției, pentru că la noi, la Moldoveni, există așa un obicei nu cel mai bun. Nu e timpul. Haideți să-l mai amânăm. Lăsăm după alegerile. Că acum nu e momentul potrivit. Și tot felul de intenții. Noi am rezistat, i-am convins și acest eveniment s-a produs. Vreau în continuare să mă refer la un alt aspect, la fel de important a anului acesta a fost și vom continua în aceeași manieră să lucrăm asupra majorărilor salariale. Vreau să știți care este majorarea care a fost aprobată de Guvern. Sigur că este loc pentru mai bine, nu e cam lucrul ăsta. Și aici au fost discuții foarte aprinse. Iarăși s-au adus niște argumente, dar haideți să dăm și la alții, profesorii au mai beneficiat, îi lăsăm pentru anul viitor și așa mai departe. Noi, la fel, am reușit să convingem. Sigur că nu este suficient. De aceea, vă spunem franc, vom continua și pe viitor să solicităm și alte măsuri salariale, pentru că societatea și mediul politic deja este, zic eu, pregătit, deja înțelege, fără a asigura o salarizare decentă pe viitor, nu poți cere performanță, nu poți cere calitate de la corpul de date. Acțiunile în acest an și cele care urmează să fie identificate și aplicate respectă principiile pe care noi dumneavoastră le-am stabilit în strategia 2020. Educație 2020. Cele sunt cele trei. Cei trei piloni, de fapt. Acces pentru toți cetățenii, relevanță pentru societate și economie și calitate. Eu, pe mesele dumneavoastră, am să mă refer la toți cei trei piloni. Am să spun ce am realizat la nivel național și cine așteaptă. Accesul. Sigur că accesul este primordial. Dacă nu este acces, nu mai putem vorbi de relevanță sau de calitate. În primul rând, trebuie să asigurăm accesul. Și dacă învățământul preuniversitar, mai mult sau mai puțin, noi cu accesul stăm bine, mai modest este situația în preșcolar. La nivel de țară, de la mai avem căzuri. De copii care nu sunt cuprinși în educația preșcolară. Pentru că toți, cu toții
înțelegem cât mai repede și mai la o vârstă mai fragilă copilul este instituționalizat, în sensul școlarizat, nu alt sens. Succesul lui ulterior este mai garantat. Cel care va reuși mai bine în treaba primară, gimnaziu, liceu și așa mai departe. Și aici am izbutit împreună cu, cu partenerii noștri de dezvoltare. În anul ăsta am renovat la nivel de țară 27 de grădinițe, ceea ce înseamnă că 1300 de copii incuți au mers în prima dată la grădiniță. Până la sfârșit de an, încă 7 grădinițe vor fi renovate și alți circa 400 de copii iarăși vor putea merge la grădiniță. Circa 900 de instituții preșcolare au beneficiat de materiale didactice. Bănuiesc și la dumneavoastră la aceste materiale didactice. Standarde, ghiduri pentru educatori. Iar până la sfârșitul lunii septembrie veți beneficia și de un lot de literatură pentru copii. Sunt 70 de titluri. Și nu doar pentru copii. Pentru copii, pentru educatori, dar și pentru părinți. Să nu uităm de părinți. Părinții nu sunt pur și simplu niște spectatori în actul educațional. Ei trebuie să fie participanți activi, fără ei noi nu vom reuși să atingem obiectivele care le-am luat. Încă un lucru încurajator, probabil ați auzit, este vorba de grantul generos din partea Guvernului României, cele 20 de milioane de euro. Prietenul Republicii Moldova, domnul Ponta, încă pe când era în exercițiu domnul prim-ministru Vilar, a convenit asupra acestui suport, de doar acest proces a fost luat cu domnul Leancă, l-a acordat. Sunt două dimensiuni mai, știți. De o parte sunt lucrările de renovări, reparații, care Dumnezeu pot să vedeți, sunt proceduri de achiziții, care durează în timp. Și sunt și a doua componentă, componenta este componenta de dotare cu mobilier, terenul de joacă, alte lucruri necesare. Astea vor veni mai repede. Deci astea până la sfârșitul lunii octombrie o să ajung la dumneavoastră. Cei care le-au solicitat, că a fost în bază de solicitare. În învățământul preuniversitar. Și aici aduce la motivul pentru care eu am scris mai des la dumneavoastră. Învățământul preuniversitar, noi avem cele 40 milioane de dolari pentru a investi în instituțiile preuniversitare. Mai bine zis, în școli de circunscripție. Noi vrem să investim în localitățile după principiul care e mai săracă și o să primească. Dar o să investim acolo unde există capacități. Vă spunem lucrul ăsta sincer. Fără am întâlnit cineva. Noi nu mai putem menține rețeaua de școli pe care am moștenit-o. Care trebuie să fie clar pentru toată lumea, atât timp cât avem declinul demografic pe care îl avem. Când o să fim în creștere demografică, atunci când venim la rețeaua noastră să o extindem. Deci, deocamdată, rațional, este să investim în școlile noastre circunscripții. Noi am selectat pentru acest an 16 instituții de învățământ. Sau 16 plus 1. La început era de la dumneavoastră o instituție. Da? Statul în scap. Sărădinii vii. Așa este un motiv pentru care ați trebuia să fim responsabili de acest proiect, am să fim mai des la casă. Dar la ședința de săptămâna trecută a Consiliului, pentru că nu i-a luat decizia de capul meu, am decis să mai completăm lista cu instituții la dumneavoastră din raion și s-a completat cu gimnaziul Mihai Eginescu. Aveți așa. Felicitări! Și aveți două instituții care vor beneficia de finanțare din acești bani și le vom transforma în școli model. Ca să înțelegeți de ce și cum noi alegem un raion și școli într-un raion. În primul rând, criterii de bază pe care noi le conducem în selectarea raionului, începe la selectarea raionului, este dovada
faptului că la dumneavoastră sau în raionul careva, oarecare, se produce reformă. Raioane care încă mai trăiesc cu speranța că să avem peste noapte un mediu bun și o să înceapă a veni toți copiii înapoi, o explozie democratică și pur și simplu cheltuiesc banii pe acoperirea deficitului bugetar, aceste raioane nu vor beneficia de sportul nostru financiar. O spunem deschis. Și aici, pe noi mai puțin interesează poluarea publică. Deci, dacă o să vă uitați în lista tuturor raioanelor care beneficiază, o să găsiți de tot felul raioane. Noi ne interesează, în primul rând, raioanele care dau dovadă de voință politică și fac reformă. Felicitări și raionul nostru este pentru cele primele 13 raioane care au beneficiat de suport financiar. Și noi spunem și în continuare. În toamnă ne apucăm să selectăm a doua rând de școli care au beneficiat de suport financiar. Asta nu înseamnă că noi, eventual, sau pe dumneavoastră, eventual, ca raion, nu veți putea participa repetat la concurs. Pentru că dacă celelalte care sunt în afara listei, cele 13 ani nu vor manifesta voință politică, nu vor face reformă, nici de la data a doua oară nu vor beneficia. Lucrurile sunt foarte simple. Dar aceste școli, model, așa noi spunem, ele nu trebuie să corespundă doar la nivel de infrastructură, ca model. Da, să fie bine reparate, bine echipate și așa. Ele trebuie să corespundă unor standarde de calitate de educație și eu, managerii instituției sau pedagogii în aceste instituții care deja le-am recuperat. Deși noi vom lansa un proces de prezentare, instruire în baza standardelor, aceste explicare standarde, puteți de acum să începeți să le răspuiți. Să vedeți că, pe lângă componenta de infrastructură, componenta de integrare a copiilor cu cei educaționale speciale, de non-violență, de evaluare integră și transparență și participarea părinților, implicarea copiilor în procesul de luare a deciziilor. Deci sunt mai multe valențe, mai multe criterii pe care noi trebuie să-i întruniți ca școală. De ce e important lucrul? Grantul ăsta, grantul ăsta de 40 milioane, el este un pic diferit de alte grantul pe care ne-am beneficiat până acum. Și eu țin să vă explic, să vedeți cât e important. Dar noi să facem lucrul ca la carte. Altădată noi primeam banii, am venit în avans. Noi primeam banii, făceam o lucrare, reabilitam, îndeplineam o condiție, după care venea evaluatorul, se uita, evalua, spunea dacă o spune, după care dădea următoarea tranșă. Deci erau banii înainte, lucru din urmă. Data aceasta, lucrurile sunt diferite, schimbate. Nu e cea mai bună abordare, dar nu noi am negociat creditul ăsta, este și credit și grant împreună. Lucrurile sunt versate. Noi trebuie să investim banii noștri, banii bugetari și noi să investim. Vine banca, vorba de Banca Mondială, face evaluarea, vede dacă noi am respectat standardele, dacă le-am respectat, ne rambursează banii. Deci eu vă rog foarte atent, mă adresez managerilor, mă adresez colectivilor pedagogice, să nu se transforme activitatea aceasta, investiția aceasta, într-o plăcere doar a noastră. Deci am investit banii și vine banca și ceva nu am îndeplinit pentru la casă. Și nu ne restituie investiția. Deci, pentru că banii care ne vor fi restituiți, îi vom investi în alte instituții. Deci ăsta e principiul. Deci, zic că e mai responsabil și mai multă bătaie de cap, dar poate și mai bine. O să ne țin așa în suspans și o să ne mobilizăm mai bine. Tot anul ăsta a fost dat mobilier cu 64 de școli, 17 raioane au beneficiat și de transferuri de la centru pentru a-și procura mobilier și a distribui în instituții de învățământ. Pe dimensiunea integrării copilor cu cerințe educaționale speciale. Aici, la fel, ceva am realizat, două centre de reabilitare în țară am deschis pentru acești copii.
Oreni, altele trei în baza a trei credințe la Stefan Vodă, Iedimeț, Sliova, iar pe total 1500 de copii cu cerințe personale speciale au putut fi școlarizați. Și asta e un, cred că e un lucru foarte mare, pentru că acești copii, o parte fie că erau în instituții rezidențiale, alții care erau acasă, parte pereți, erau izolați. Eu știu că nu e simplu, știu că este o provocare pentru noi toți să integrăm în clasă, să le elaborăm planurile individuale. Nu e simplu. Dar, vă rog frumos să înțelegem cu toții că dacă noi menținem izolați, segregați, acolo unde erau ei până acum, pe de-o parte, ei cresc fără a fi, avea niște abilități de a se integra, și acestea o să fie costuri sociale pe care tot noi cu dumneavoastră o să le plătim atunci când ei se ajunge maturi, dar nu se vor putea integra în societate. Mai departe, un alt element important ține de relevanță. Și aici toți înțelegem alt pilon. Este relevanța. Și aici toți înțelegem că un sistem educațional eficient sănătos trebuie să fie relevant. Atât pentru copiii care studiază, cât și pentru societatea în care fac parte. Ce am reușit noi? Încă în primăvară, cu suportul Fundației Soros, cred că am beneficiat de un suport financiar, am lansat procesul de revizuire și regândire a curriculumului în învățământul primar, gimnazial și liceal. Primul lucru care l-am făcut, primul grup de lucru care și-a lansat activitatea, s-a concentrat asupra cadrului de referință a curriculumului național. Foarte curând, el va fi făcut discuții pentru întreaga comunitate pedagogică. O să avem timp să discutăm, să dezbatem și să, ca mai apoi, să-l aprobăm. Iar la baza acestei inițiative sunt, de fapt, părerile care vin din mediul dumneavoastră, din mediul părinților, elevilor, că avem un grad înalt de teoretizare a curriculumului, că este un grad scăzut de relevanță și aplicabilitate, că nu dezvoltă suficient capacitățile de prindere de viață, antreprenoriale, competențe lingvistice, digitale și așa mai departe. Noi am avut un asemenea exercițiu în 2010. Și acum este timpul să-l mai facem. Temarea noastră este haideți să-l facem ca la carte. Pentru că pe care de felul cât de bine ne vom integra noi, vom participa în acest proces, dar depinde și rezultatul final. Pentru ce mai este important corectitudinea acestui exercițiu? Cu toții cunoaștem copiii că haideți să facem profilurile mai puțin discipline la profil obligatoriu. Oferim o ofertă mai largă, o paletă mai largă de discipline opționale tinerilor. Începând cu treapta primară, gimnaziu, liceu. Codul educației se găsiți lucrul ăsta. Noi am mărit cota, ponderea disciplinilor opționale, chiar până la 25 pentru liceu. Și drept început cu 2006. Aici țin să explic de ce începem cu 2006. Noi am vrea, peste noapte, să spunem, domnule, gata, de azi, înainte, mâine, sau de la 1 septembrie, 25% din discipline să fie opționale și tot. Dar impactul acestei decizii ar fi foarte și foarte neplăcut și dureros pentru foarte mulți colegi din sector. Dacă micșorezi numărul de discipline obligatorii, asta înseamnă că o parte din colegii noștri nu vor avea ore. Exact. Nu ai ore, nu ai salariu. Și n-ar fi corect față de colegii din sector. Ce este această perioadă de tranziție? Totul dumneavoastră să discutăm și să putem care să fie lista obiectelor obligatorii. Și cum facem ca tranziția să fie mai puțin să afecteze care colegi.
treilea pilon, calitate. La calitate, trebuie să vorbim foarte franc despre ceea ce se întâmplă la noi în cadrul evaluărilor naționale. Sigur că pe prim plan este bacalaureat. Place, nu place, cineva a rămas cu un gust amar, cineva cu niște gânduri neîmplinite, niște visuri neîmplinite. Un lucru trebuie să fie clar. Să încetăm a ne mai lamenta și a ne plânge unul ca altul. Să luăm decizii foarte întregite și să analizăm la rece datele și sesiunii precedente de anul trecut și sesiunii din anul acesta. Teatrul absurdului, care era plânut de mult, la care cam toți participam, și regele, de fapt, era zbor. Cam piesă, regina. Regele era zbor. Mai trebuia odată și odată acest balon de săfun să spargă. El este toată până un pic. Aici să spun ceva foarte personal, așa. Să știți că nouă celor de la Minister, care am inițiat toată treaba asta, nu-i facem nici o plăcere. Și nu ne-a făcut nici o plăcere să fim noi cei care să inițiem exercițiul ăsta necru. Pentru că de la presiuni și administrative, și politice, și la stricarea relațiilor cu toate rudele, și cu mătrii, și... de toate a fost. O parte mi-a trecut supărarea, o parte a apărut, în dependență de dacă ai candidat sau n-ai posesiuni sau altă. Dar revin la ale sectorului. Dumneavoastră cunoașteți bine care sunt datele în raionul. Puteți să vă comparați cu raionii toată țara. Raportul pe care o să-l dăm noi la nivel de țară, el o să fie unul foarte plictisitor. El o să fie asta bun de cifre. Dar ce este important în acest raport? Pentru asta puteți vedea unde sunt rezultatele bune. Chiar puteți să ajungeți într-o clasă anume. Era așa de un raport ăsta, chiar se duce într-o clasă anume, la microscopie. Și unde rezultatele sunt mai puțin bune, să nu spunem rele. Și iarăși, nu pentru a face, a regla conturi, dar a medita managerii împreună cu colectivul pedagogic, împreună cu direcția învățământ, cum să îmbunătățim calitatea de zi. Vești bune, de schimbare de atitudine, pentru că nu de noi, dumneavoastră, depinde reușita acestui exercițiu. Aici mai sunt încă cel puțin doi actori, care pare că se trezesc de somn. Ăsta e candidatul, propriu zis, și părinții candidatului. Vești bune, spre exemplu, anul trecut au crescut vânzările în librării. Cărți, manuale, noi nici nu ne-am... Sunt din presă, și noi au crescut vânzările. Și asta e semnul. Au început anul ăsta, de noutate, au început să fie solicitați profesorii buni. Foarte buni, chiar dacă sunt deja în afara sistemului. Sunt pensionari. În special la disciplinile exact. O scoși din anonimat și meditațiile au pus gârlă, în special între sesiunea de clasă și sesiunea repetată. Și asta tot e un semn bun. Mai bine să pătească o meditație și mai există șansa să rămână ceva în memorie, decât să încerce să rezolve prin modalități mai puțin corecte. Nota. Cei care vizează că sunt la anul cumva s-a rezolvat. Deci eu mă grăbesc să-i dezamăgesc la anul tot cu noi să întâlnesc. Că ei tot cu noi să întâlnesc. Chiar dacă în toamnă avem un exercițiu foarte important, 30 noiembrie. Eu vă asigur că noi schimbat în exercițiul ăsta vine. Pentru că noi am investit forțe, efort. Noi nu vrem ca reformele noastre să nimerească pe mine absolut, da? Deci, cei care vizează ceva o să întâmple la anul viitor, mai bine că atunci s-a pus și pe învățați, totul noi să întâlnească în chestiunea bacalaureatului 2015. Ceea va fi la fel de exigentă și corectă. Că nu mai putem tolera și abordarea vechi, haideți să vă ajutăm. Să facem un bine, să aducem în viață și mai merge în viață și se va realiza. Asta nu mai merge.
pentru sesiunea de bacalaureat 2015. Noi cunoaștem frustrările și nemulțumirile care sunt față de și calitatea exercițiului, calitatea testelor, evaluărilor, evaluatorilor. Ăștia toți sunt oameni din sector, cum sunt în afara sectorului. Noi instăruim să-i luăm cei mai buni. Poate uneori reușește, uneori mai puțin reușește. Am zis că pentru elementul de noutate, pentru elevi, mă refer aici la limbi străini, pe lângă faptul cei care vor fi la Olimpiada, desemnătorii fi în locul 1, 2, 3 la Olimpiada Națională, Internaționale, vor lua 10 din oficii. Pentru elevii care vor avea ținut TOEFL sau TOEICE și practic diplom sau ceva analogic la franceză, la altă limbă străină, noi, cea o să susțină, o să aibă deja susținut, noi o să le dăm 10 din oficii. Și să meargă mai departe, dacă au putut susține TOEFL, cred că acest certificat care este recunoscut la nivelul mondial poate fi recunoscut și Republica Moldova și dat 10 din 11. Și ați participat. În 2009 noi am participat la FISA Plus. Și e bun în acest exercițiu că aici te poți compara cu foarte, foarte multe țări din lume. Da, ce nivel, ce competențe, ce nivel au. Care sunt competențele copiilor dintr-o țară sau în altă. Sigur că noi să ne comparăm cu țări comparabile cu noi. Fie că suntem fost în Sovietic sau din Balcan. De aceea va trebui foarte, foarte atent să ne pregătim, pentru că am avut așa nu cele mai onorabile locuri. Tot la capitolul strategiei vorbim despre evaluarea managerilor. De aceea, foarte în curând, imediat după ce este promulgat codul, vom instituționaliza și Inspectoratul Școlar Național. Deci asta va fi, de fapt, aceasta va fi instituția care va face acest evaluare. Dar nu doar va face evaluare, va veni și suport metodologic în adresa și pedagogilor și managerilor școlari. Dar înainte de a face cu cei de la evaluare, sigur că trebuie să avem standard. Noi deja avem elaborat 3 documente, avem standarde de profesionare pentru cadrele didactice, proiectul, și proiectul standardelor pentru cadrele manageriale. Sunt disponibile, vor fi, dacă nu sunt disponibile, pagina noastră web, de aceea vă rog, nu ezitați, accesați-le, comentați-le, astfel ca în cadrul forumului pedagogilor din octombrie să avem o discuție comprehensivă asupra acestor documente. Un pic despre managerii școlari. Și aici iarăși vin să corectez, să anticipez poate iarăși atunci la dumneavoastră zvonul din Chișinău, cu cele doar două mandate pentru manageri. Și nu este adevărat. Termenii sau mandate pentru managerii școlari nu sunt limitate. Dar noi o să insistăm să fie toate din concurs. Noi, la nivel de țară, avem de 40% din manageri care mai că ar fi descendenți din neamul bărătesc. Și din moștenirea, de exemplu. Mici, de viață. De viață. Care au înaintea o modalitate care eu nu înțeleg în ordine, nelimitat. Da. Și foarte greu, e foarte greu și nu-i corect, da, față de cei care vin din concurs. Da? Gen, am zis, numărul de limitate de mandate, dar de fiecare dată să vină în fața colectivului cu un raport, ulterior în fața comisiei de concurs și să-și valideze, încă o dată, să-și valideze competențele, forțele și așa mai departe. Prezinte planul strategic, dezvoltarea instituției pe următorii 5 ani și așa mai departe. Deci, va fi un număr de limitat, dar de fiecare dată va fi prin concurs. Încă o veste bună, în plan financiar, în faptul, probabil ați auzit, s-a majorat normativul de finanțare pe elev, e, dacă nu greșesc, e 8.771 ceva de lei. În 2015 este 8.770 ceva de fapt. Și componenta instituțională pentru instituții la fel s-a majorat. De ce? Lucrul ăsta noi l-am făcut
pentru a consolida autonomia financiară a instituțiilor de învățământ. Probabil o parte din instituțiile dumneavoastră deja au devenit coordonatori secundari de buget, adică s-au înregistrat ca persoane juridice. Gestionați singuri bugetul și asta e corect. E așa? Anticipez un pic lucrurile pentru managerii grădiniților. Viitorul pentru grădiniții este la fel. Asta cu tot respectul față de domnul primar. Dar banii pentru educație trebuie să fie gestionați de educație. Și dacă acum 2 ani spuneau că nu, dar directorul de școli nu o să descurce cu gestiunea bugetului, viața bate filmul, foarte bine scurcă, dacă alegem un manager bun, ei deja au învățat lecția, știu să-și facă o planificare bugetară, știu să se gândească unii peste anul ăsta, anul viitor și așa mai departe. Același lucru o să se întâmple și cu instituțiile preșcolare. Acum, ca tine, nu pot spune, pentru că sunt discuții la nivel politic, iar și de felul nu este timpul. Fiul, mai lăsăm, să-mi coacem, să-mi răscoacem și așa mai departe. Dar acolo este cadrul. Pe final, ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că noi, cu dumneavoastră, cred eu că avem acum o fereastră de oportunitate. Anul ăsta, cel de evenimente a fost foarte mare. La PAC, la COD, la majorări salariale, educația a fost pe agenda și public și politic. Vă îndemnăm să folosim această fereastră de oportunitate. Dacă vom trece pe lângă această oportunitate, eu sincer nu știu când vom fi în topul și știrilor, și criticilor, dar lucruri, și laudilor, și așa mai departe. Dacă vom fi uniți, va fi o echipă, dar la moment noi suntem o cifră statistică. Da? Noi suntem 120.000 țară în sistem. Deci este pur și simplu o cifră. Dacă noi, dumneavoastră, să reușim această cifră, să o transformăm într-o echipă, eu vă asigur că și presiunea asupra politicului, în sensul bun al politicului, că și coeziunea noastră și mesajul care o să-l transmitem noi, și politicului, și cetățenilor, și mai repede părinților, primarilor și așa mai departe, o să aibă un efect colosal. Deci, pentru ca și noi la Chișinău să avem mai multe argumente în dezbaterile noastre politice, avem nevoie de suportul dumneavoastră aici, la nivel local. Prin exemplu, fiecare exemplu propriu. Prin îmbunătățirea procesului educațional, prin motivarea copiilor, prin integrarea copiilor cu experiențe educaționale speciale. Prin crearea acelor personalități care mâine, poi mâine, vor veni în locul nostru. Noi suntem acea fabrică care dă produsul principal, strategic, pentru Republica Moldova. Dă oameni. Oameni care uneori se regăsesc în medicină, poliție, judecătorii, funcții de răspundere, oriunde. Și de astfel, de calitatea vieții pe care o vom avea noi în ziua de mâine, depinde ce produs vom da. Și eu cred că noi suntem capabili să dăm acest produs. Copii motivați, copii cu o încredere în forțele proprii, pe care o să ne putem îngri și în competițiile naționale, și în competițiile internaționale, și în orice circunstanță. Pe final, eu vă mulțumesc pentru tot efortul care l-ați depus până acum, pentru dedicația dumneavoastră, pentru faptul că sunteți în sector, o să rămâneți în sector, și cred eu că împreună vom putea crea acea echipă de 120.000 de pedagogi, de personalități, care poate schimba țara noastră spre viitor. Vă mulțumesc! Domnul Prim-ministru, onorat asistent, avem nevoie de 2 momente. Da? Da, bine. Așa că m-am întrebat ce își
toate modele.